Comerțul online a prins tot mai mult teren și în rândul sălăjenilor. Tot mai mulți locuitori apelează la acest gen de comerț. Puțini însă dintre cei care cumpără online sunt la curent cu drepturile consumatorilor care sunt asigurate prin legislație. Reprezentanții Protecției Consumatorilor Sălaj atrag atenția celor care obișnuiesc să-și achiziționeze lucruri direct de pe internet că acestea pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice. O mare atenție trebuie să acorde consumatorii de pe raza județului Sălaj comerțului online. În ultima perioadă știm cu toții acest comerț a luat o amploare foarte mare, dar mulți dintre consumatori nu se informează din punct de vedere legal cum pot achiziționa un produs online și drepturile care le au în această relație la comerț online. Orice produs care l-au achiziționat și au intrat în posesia produsului, poate, dacă nu corespunde așteptărilor consumatorilor, poate să restituie celui care a furnizat produsul în termen de 14 zile de la primire. Pe cei care doresc să returneze produsul și să primească banii înapoi, magazinul nu îi poate obliga să-și aleagă alt produs din magazinul lor. Se apelează la această situație deoarece, de cele mai multe ori, se întâmplă ca produsul să fie total diferit față de cel comandat de pe site. E foarte indicat consumatorul să se informeze și să verifice site-urile de pe care achiziționează asemenea produse. Pot să existe riscurile de a achiziționa produse pe care nu și le-a dorit, cu caracteristici pe care nici măcar nu s-a gândit că o să fie așa de performante, cu ghilimele de rigoare. Deci recomandăm acum să fie foarte atent la ce produse, să orientează, să cumpere, în ce valori și neapărat să verifice site-urile celui care vinde în comerț online, să verifice condițiile de livrare, costurile care impun acest comerț și dreptul de retragere. Este important de știut pentru cei care returnează produsele achiziționate online că toate costurile legate de transport pentru retur sunt suportate de către reclamant, ele nefiind rambursate. Dacă însă prin natura produsului nu se poate realiza returul prin poștă, magazinul respectiv curierul trebuie să vină să-l ia de acasă pe cheltuiala lui.